FC Auto Bergamo Deva, cu un buget mult mai mic față de anii trecuți, s-a deplasat în capătul celălalt al țării pentru derbiul din Liga 1 a campionatului de futsal al României, făcând un meci frumos, așa cum a cerut președintele clubului. Așa cum a cerut președintele clubului înainte de meci, FC Auto Bergamo Deva, deși are un buget mult mai mic față de anii trecuți, nu și-a vândut ușor pielea. Astfel, United Galați s-a impus greu acasă cu 7-5. Dorin Popa a avertizat înaintea meciului că echipa sa anul acesta încearcă să scoată maximul, deși nu se mai bucură de susținerea din anii trecuți. Cum am declarat normal la condițiile și situația actuală, Galațiul este echipă superioară. Noi ne-am prezentat nu foarte bine, am avut un început foarte prost de partidă. Băieții nu s-au concentrat bine, nu au luat jocul chiar așa în serios. Dar obiectivul nostru nu era o victorie la Galați, deci din start. Deci obiectivul nostru este, cum am declarat la început, primele patru. După aceea vom vedea în iarnă ce se întâmplă. Deci despre asta este vorba. A trecut meciul, acum trebuie să ne pregătim pentru meciul Codorhei, care e important acasă, și cel de la Timișoara. De fapt, noi Codorhei și Timișoara ne batem acolo, în spatele Galațiului. Etapa a șaptea a schimbat complet ierarhia. United Galați a revenit pe locul întâi, pe locul doi a urcat Futsal Club Odorheiul Secuiesc, care va veni etapa următoare la Deva pentru meciul cu Auto Bergamo, meci din care devenii și-au propus să ia toate cele trei puncte și să revină pe locul doi.